De, iată, iar ne întâlnim la o nouă emisiune la Bon Appetit, Litoral TV. Ce preparăm azi? Ce are șeful? Bineînțeles, o să avem niște rețete extraordinare, rețete ușor de preparat și rețete care sunt foarte apetisante. M-am gândit la o ruladă de pui în stil mediteranean și cu un acompaniament de paste tagliatelle cu un sos pesto. Și o să intrăm în detaliu cu, cu tot ce înseamnă sos, pesto și cum se prepară puiul, rulada de pui în stil mediteranean. Am ingrediente necesare și întotdeauna o să ne trebuiască ingrediente proaspete. Am zis noi că e cel mai bine să folosim toate produsele bio, însă nu le găsim întotdeauna pe piață bio, așa că încercăm să folosim tot ce putem din market. Piept de pui proaspăt, după ce l-am spălat, este neapărat nevoie să clătiți întotdeauna produsele înainte de preparare. Am ales eu un piept de pui, cred că pentru o porție prea mult, așa că o să tai jumătate din pieptul de pui și o să facem o ruladă excelentă, o ruladă nemaipomenită cu un gust mediteranean. Am tăiat jumătate din pieptul de pui și o să încerc să-l subțiez. Pentru a putea prepara rulada, îl tăiem pe jumătate. Credeți-mă că pe nave de croazieră unde am lucrat și dumneavoastră știți, mulți dintre dumneavoastră, dacă nu știți, am fost foarte mulți ani pe nave de croazieră și acolo am văzut o grămadă de rețete, am învățat o grămadă de rețete și pretutindeni în lumea unde am fost, am adunat tot ce a fost mai interesant. Așa că o să vi le arăt pe parcurs. Chiar pe toate, nu este un secret al bucătăriei, este doar o rețetă simplă. Mulți bucătari obișnuiesc să bată puiul. Cel mai bine să nu dea în el, că săracul și așa e. Cel mai bine să încercăm să întindem carnea și pieptul de pui cât se poate de mult pentru a face un rulou nemaipomenit. Condimente, o să avem puțină sare. Să nu uitați, întotdeauna dăm puțină sare, puțin piper, folosesc piper proaspăt și puțin ulei de măsline. Între timp o să am nevoie de dovlecel, de bacon, adică bacon, așa am obișnuit noi să spunem bacon, însă este șunca noastră, șunca, dar fără șoric de data asta, ca un Kaiser mai mult, da? Și o să folosesc un dovlecel. Dovlecelul trebuie tăiat foarte fin, tăiat pe lung și apoi pus pe grătar doar câteva secunde să-i dăm un stripe, adică niște dungi de grătar, da? Două sau trei feliuțe sunt de ajuns. Două feliuțe de dovlecel și două feliuțe de bacon. Apoi o să folosim... Le putem pune deja pe grătar. Am eu aici mai multe. Așa. Le punem pe grătar și două feliuțe sau trei feliuțe de bacon. E foarte simplu. Înainte a fi preparat, le punem puțin pe grătar. O să vă arăt multe din secretele mele. Aici am unt clarifiat. Puțin unt. Îi dă o aromă deosebită. Și baconul nu trebuie să stea mai mult de un minut, doar să-i dea o tentă de smoky, o tentă de afumat și să se cunoască dungile grătarului. Baconul e deja gras, așa că n-ar trebui să-l dăm cu unt, însă să nu se prindă pe grătar, e bine să facă dinainte. Cred că e gata, baconul trebuie scos foarte rapid pentru că este tăiat în felii foarte subțiri și e foarte pretențios. Să fim siguri că e gătit, are stripe, are dungulița de la grătar pe el. Ok, baconul este gata, apoi așteptăm și dovlecelul, să-l întoarcem pe partea cealaltă. Ca decor îi trebuie așa o dunguliță de la grătar.
Vă spun că e un produs excelent, e o variantă nemaipomenită, se poate acompania cu foarte multe, garnituri. Eu de data asta am ales o garnitură mai deosebită, tagliatelle sau orice fel de alte paste aveți dumneavoastră, cu sos pesto. Este nemaipomenit. Între timp am pus apă la fiert, puțină sare și nu mai mult de 10 minute punem pastele la fiert. Să vedem dacă e gata dovlecelul. Dovlecelul e gata. O să-l luăm. Pregătim cuptorul. Cuptorul să fie la 180 de grade, maxim 200 de grade când avem pui. Dovlecelul este aproape gata. Și bineînțeles, preparăm rulada. Rulada de pui. Rulou de pui. Foarte simplu. O să punem dovlecelul. Baconul. Este că miroase bine. Păcat că cei de acasă nu simt asta. Dar nu-i nimic. Puteți veni la restaurant, nu? Și apoi o să-mi trebuiască sun-dried tomato. Astea ce sunt? Roșii uscate la soare. Roșii uscate la soare sunt excelente, se pot servi ca aperitiv. Italienii servesc roșiile sun-dried tomato ca antipasto, adică înainte de, cum spunem, motamo, înainte de paste. Ok, o să luăm și sun-dried tomato, care au fost ținute la marinat cu capere și ulei de măsline. Și acum urmează să facem rulou și rulada de pui. Delicioasă. Țin ulei de măsline și iată, e aproape gata. Urmează să o băgăm la cuptor. Nu e foarte simplu? Dovlecel, roșie uscată, da, sun-dried tomato la soare, roșie uscată la soare, puțin bacon, l-am făcut dinainte puțin pe grătar 2 minute, urmează la cuptor un 10 minute, 10 minute 15 la cuptor maxim. Și suntem aproape gata. Ia să vedem cu ce merge foarte bine. Acompaniem cu paste. Paste tagliatelle care le-am pus deja la fiert cu sos pesto. Și o să-i dăm și o tentă de usturoi. O tentă de usturoi și niște verdeață. Puteți fi inventivi. Câteodată vreau să fac rețete cu ce găsim în frigider. Vie acasă, obosit, soția n-a avut timp din cauza copiilor, la grădiniță, la școală. Păi, nu o să vă pun pe dumneavoastră, bărbații, să faceți mâncare. Dar câteodată îți trebuie. Poți să fii inventiv. Să iei câte ceva din frigider, pa, puțină ceapă, bacon, le-ai tras la tigaie, puțin sos roșu. Asta e tot, nu? E ușor de zis, dar să vă văd în action. Ia să vedem dacă pastele sunt gata. Pastele sunt aproape gata. Multe din paste, italienii le trec prin duș rece. Sunt anumite paste care nu mai trebuie trecute prin duș rece și se folosesc direct în tigaie, cum le scoți din apa caldă. Singura problemă, amidonul să nu rămână pe paste. De asta trebuie trecute printr-un duș rece, apoi puțin ulei de măsline și aproape gata. O să caut o tigaie. Îmi plac tigăile stil oak. Tigăile stil oak, adică stil